Păi facem niște anunțuri la început, că e deja dat drumul la... Păi stai mă, ce suntem, rec? Suntem, păi da, nici nu punisem asta, nici nu. Haide acum! Suntem live. Ai dat drumul? Da. S-aude? Da. Ce atunci tare. Atunci perfect. Rec! Avem ceva de promovat la început ca să terminăm cu asta? Băi, eu în seara asta, acum efectiv în seara asta sunt la Cluj. În seara asta ești? Eu, la ce oră pui tu podcastul? Cred că deja am aterizat. S-ar putea să în momentul ăsta să fiu în Cluj. Și în mod sigur nu e sold out, așa că aștept oamenii care au zis bă, nu mi-au bilet la show de pe 22 da. Decembrie, adică de azi, de la Florin Piersic, că au fost mulți oameni în Cluj, sute și sute de oameni în Cluj, că au zis bă, nu mi-au bilet, că n-am cum să prind, că sigur e sold out. Da. E, ălora vreau să le zic, veniți, că nu e. Da. Nu e. Deci asta e. Deci fără grijă. Da, mă, da. Care, știi? Și mie mi se pare că ar trebui să faci la cel puțin la podcastul ăsta un pic de reclamă la show-ul ăla care show care o să fie în seara difuzare. Asta, de seara asta, da. Păi asta, deci adică exact ce faci ce acum? Ai ce ai diseară, cu ce începi? Care e ideea încep, de bază a primei glume? Deci încep așa, zic eram acum vreo lună, mă rog, eu mai zic ba acum vreo lună, ba acum o săptămână, eu sunt și nebun, eu improvizez mult, știi? Da. Și zic, ba, deci e mereu un show nou, practic. Da, 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 nu, n-am făcut niciodată două ori acea show, că zic ba acum 3 săptămâni, ba acum jumătate de an, deci eu tot timpul sunt nebun, mă joc. Deci la faza asta a timpului, da, mi se pare că e nu, deci eu sunt foarte creativ. Așa? Sunt, da. Mm-hmm. Și deci așa încep, știi, zic acum vreo, că nu știu ce o să-mi vină. Ca timp. Păi asta e prima secundă, gen, astăzi. Mamă, deci, deja de la prima secundă pe mine m-ai prins, da, și da. Te-am întrebat cât durează chestia asta. Durează 6-7 minute, durează show-ul tot aici. Îl am pe Victor Boran deschidere 15 minute, da. Și după aia eu fac 7 minute, dar tight. Foarte tight. Și mamă, și apucă să râdă, deci ei nu râd în timpul glumelor. Eu le dau 7 minute așa. Da, am auzit că la spectacolele... Și eu o oră stau în sală, da, acolo. Și după aia stau și râd, că și tot aduc aminte din... La spectacolele tale este singur loc unde tu chiar le dai voie să filmeze în relantic, ca să-ți da, prindă. Și după aia își dau un slow motion și un slow după motion aia... Și după aia, oh, mamă, cât este de bună deci asta. Este extraordinar de tare fa asta. Da. Eu 7 minute mi-am făcut treaba și mai rămân o oră rapid. Și râd. Da. Și deci asta zic acum vreo... Mă rog, insert aici, nu știu ce o să-mi vină la gură acolo, că da. Sunt foarte creativ. Deci acum vreo, să zicem, de parcă ai zice, acum vreo 2 săptămâni. Asta e prima glumă, zic, acum vreo 2 săptămâni. Dar nu mai zici 2 săptămâni, că ești la podcast. Păi nu, asta, da, s-ar putea să-mi iasă acea... Nu știu, Alex, nu știu, sunt nebun. Nu știu tare. Sunt nebun. Dar poți să întreb să ceva... Da, mă, liber, să zic prima glumă și zic, acum vreo... Să zic 2 săptămâni da, jumate. Da. Da. Acum vreo 2 săptămâni jumate eram în Mega Image. Nu știu dacă vă permiteți. Asta e. Nice. Și după aia și e după toată aia... bucata cu Mega Image, da, cu da, care da. Este o observație fină. Fii atent da, că da, vreau da, să da, te da, întreb da. Apropo, tot așa, pentru promovarea acestui spectacol, ce aduci tu? Visuri aveai nu, când erai mic. De ce e mai bun stand-up-ul tău decât stand-up-ul lor? Pentru că eu sunt singurul. Nu, nu. Întrebarea asta nu mai merită da. Niciun răspuns. Eu sunt singurul om care a scris o glumă despre ăștia. Da. Știi? Deci foarte interesant este dacă vreți să înțelegeți ce stă în spatele lui ăștia, la da. Nivel psihologic foarte bine gândit și da. Structurat, pentru că bucata despre ăștia bă, și frate, restul e tare este rău, ăștia. Rău tare. Ăștia chiar e observație. Este și pentru că a luat... Pentru că ai luat ăștia, adică o chestie pe care o folosește toată lumea da. Și o chestie de limbaj. Da, da, da. Limbaj. Limbaj. E așa, e smooth, e limbaj. E limbaj. Frate, deci... Am auzit ieri seară prima oară de un om care a băgat foarte mult lin în România. Eu nici nu credeam că există așa ceva și am vorbit ieri cu un om care a fost, zice că de vreo săptămână încearcă să se lase că era hooked on lean și nu mi-a venit să acum cred. Ar trebui să bă, stai puțin, ce este explică-le lean. Lean. Deci băutura aia nenorocită da. Pe care o au syrup, promovat-o. Syrup. Da, ăla de la trepări.
Da. Cu codeină? Cu, da. Cu băiatul ăla de face acum? Cu bursuleți? Da, bine, e extraordinar clipul ăla cu cum da. Să faci lin în România. Dar nu, băiatul pe bune, deci băiatul pe bune băga lin for real, de la, ca la mama lui, cu codeină, cu așa, și hooked grav de tot. Dar gen, m-am uitat la el și eram, băi, ești nebun, slăbit vreo 20 de chile. Da. Foarte ciudată fază. E foarte lin acum. E exact, de acolo vine și numele. Jesus Christ, pe bune. Da, mă, și eu m-am rămas șocat. Da. Adică original am îmbătrânit. Deci efectiv să eu da, s-au schimbat cumva drogurile, da. Drogurile. Și ăsta a venit în deci nici drogul ăsta a venit în trep. Nu cred că e prea scump să-l faci. Bă, dar e greu de făcut rost de codeina aia, că e opiaceu. E super reglementată treaba cu codeina. Da. Că e cum e morfina, cum e heroina, cum e... Da. Da, de, adică nu o găsești în farmacii prin tot felul de medicamente și ți iei multe de prin toate farmaciile cu aceeași bă, rețetă nu că și sunt, nu că s-au... scoți codeina din ele. No, cu păi da, s-au prins de mult de fapt, fii serios. Nu, nu. A, deci cumva sunt conectați între păi nu, dar toate medicamentele care au codeină nu se dau. Decât cu rețetă. Păi fii atent, dacă să zicem că la un moment dat tu faci rost de o rețetă și te păi duci da. La toate farmaciile și iei o grămadă cu rețeta aia. Păi da, nu dar să e greu rost să faci rost de rețeta aia. Trebuie să o falsifici sau să o faci. Sigur găsești un doctor. Un doctor. Un doctor. Așa trebuie să se cheme. Da, doctor. Da, doctor, da. Da, normal că așa se face rost. Dar, căcat, nu e foarte simplu. Adică da, trebuie să te chinui. Narcos de România. De unde facem rost de rețete? Și dacă facem rost, sunt compensate? Ce tare astea, ultima băștină pe care să ai, să iei de-astea, să iei metamfetamine de-astea și codeină, dar nu m-ați fie compensat. Poate eu nu dau bani pe așa ceva, eu am zbornat. Mă ia la stomăcel. Bă, dar serios acum, noi vorbeam acum ani de zile de ideea asta de când o să fie copiii noștri și o să bage chestii, alte droguri. Da. Tot timpul am auzit motivul ăsta de când o să fie ăștia tineri. Chiar se schimbă drogurile și chiar e o situație ciudată. Bă, siră pe ăsta, linul ăsta... I-a apărut acum de vreo 10 ani, cred. Bă, dar să știi că pe da, codeina asta idee, se, adică mai era consuma de ba, da. Se mai consuma înainte. Eu da, mă, dar știu. Zic asta cu siropul... Siropul, da, e o invenție nouă. De vreo 10 ani ce am auzit de la țenis, de la trepări, de la trepăduși. Din... Dar de ce trepări au chestia asta? Stai că nu înțeleg. Nu știu de ce s-a întâmplat a asta. A făcut-o unul și era cool și toți ceilalți. Deci a, hai de să facem ca ăla, ca orice de la în lumea codei, asta. De la linul ăla să le iasă așa de... Dar nu, nu e aia, e, eu din câte știu de la faptul că erau rupți pe linie, ăla e opiaceu, deci îți dă așa mai cu, pe jos. A, da? Și de acolo mumble rap-ul ăla, de acolo a venit, că erau morți și nu prea le-a târnat buza. Și așa a apărut wow. Mumble rap-ul. Ok. Știi? E și flow-ul ăla. E asta sau da. E așa o legendă? Eu așa știu, acum... În fine. Tare. Bine ați venit la Cine știe ce, ediția cu Alex Mocanu da. Și eu am zis ce știu, acum și tu ce știi, cine știe ce. Dar să ne revenim, cred că eu ți-aș mai face reclamă la show-ul ăsta. Da, bun. Mă, este extraordinar. Și după asta vine Lino ăștia. Golden, că a băgat foarte mult Lin. Nu știu, nu cred. Lin, o Golden. Lin, o Golden. Nu știu, nu știu, n-am idee la asta. Și când prima dată când ai zis Lin, eu la asta m-am gândit. Crușcă, mă, Lin, nu-i Lin și Mumble Colinde. Mumble Colinde. Să vezi pe Crușcă tatuat. Dar nu să vezi copii pe Lin. Tatuat cu un Mumble number 5. Mumble number 5. Dar așa trebuie să fie făcut. Mumble number 5. Mumble number 5. Mumble number 5. Să fie Crușcă tatuat pe față cu un brad de Crăciun și cu cadouri pe față. Mamă, ce mi-ar plăcea să văd imaginea asta. O să da. Facă cineva da. Să facă tatuaje. Ștefan Crușcă pe Lin, ui Lin, dar cu scris cum e exact cum da, e. Cu dare, cu, se scrie aici Crăciun fericit. Oricum e un pic de mumble ce face el. Că Ler, Șuiș, Leru și Linu sunt așa. Sigur e cineva la țară care o explicație și dar nu poate să ajungă la București să explicația. Este la ce la Ler da, și da, nu am murit de atunci de când am făcut clipul. S-a murit? Da. Am și uitat între timp, atât de da, mult timp a trecut. Deci, revenind. Da, 20 și aia e. 20 plus că mai pe lângă ăștia mai ai și gluma despre aia e pe care, bă, nu știu cum de a intrat în subconștientul colectiv sau în conștientul colectiv că toată lumea folosește aia e acum. Deci da. Nu există glumă sau observație sau o chestie la fiecare dintre noi, colegii comedianți. And yeah. You're out!
Hai, zi, aia e, pleacă. Care... Cum a fost asta? Nu, îți dai seama, de-aia m-am bucurat și bă, eu. Bă, dar chiar era mișto. Acum mă simt prost. Nu, mă, da. Dar fiecare comediant are aia e în o folosești odată. Păi, lui Teo îi plăcea podcastul că vorbeam despre el. Da, făceam reclamă, da, la mă, facem reclamă la show-ul ăsta, la aia e, care și bucata despre aia e, care e foarte bună. Da, mă, dar ce cred? Eu cred că oamenii pur și simplu folosesc aia e ca expresie și acum e ca atunci când vrei să-ți cumperi o mașină și o vezi peste tot, da, în trafic. Așa ești cu faza. Da, deci este foarte mișto. Deci are, da, ăștia, aia e, mai trebuie să un oi, 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 mai trebuie să te ieși din... Am acum, dar nu e în show ăla, e pentru anul, am asta cu vacanța care îți dă starea de spirit de oi, oi. Am. Deci am văzut că ai avut sold out la Sala Palatului și m-am gândit să încep și eu să scriu zgomote. Să știi că sunt rupe, merită. Rupe, oio, ăla. Bă, și sunt la început, oamenii... că nu mă pricep. Da, da, am intrat tu în... Tu vii dintr-un mediu colegial, așa este, da. În roiul ăsta, când ne înțepăm ca albinele. Ăsta vine din comunitatea hipiotă de comics, da, acolo. Da, zi, ai venit din Vama Veche, ai venit în Costinești. Aici suntem mai pe cocălăreală, pe manele. Nu, Mamaia, pe... Mamaia, da. Că e mai... Nu, Mamaia e... Ah, Mamaia. Scuze. Nu, aici e Costinești, e mai la... Da. Că eu cred că Neptun vinerea, aș... Neptun... Da, da, da. Când era șmecher. Olimp. Da. Olimpul era nebunie. Ce tare ar fi să faci un sketch așa cu toate stațiunile care se adună și vorbesc despre Mamaia și Vama Veche. Să fie așa Saturn, da, cu Olimp, care sunt, coaie, Vama Veche era un sat în pula mea. Ce bă, e asta? Eu o să știi că... Hai, Mamaia înțeleg că Mamaia era, dar să Vama Veche... Fată, deci mine vara trecută n-a venit mai este nimeni. Este o experiență minunată. Când am fost în mai... dăduse un pic căldurea și m-am dus în mai, în 2 mai. Pe bune, deci. Să fi vrut să scriu această glumă. Cu 3 mai mult decât. Nu, ești la început, o mai dă, o să fie mai bună mai încolo. Și pornesc la valiera. Ai oprit până acum. Eu n-am zis mai lucru, deci e ok. Da, mă, deci am fost prin mai, în 2 mai, cu unul mai prost decât așa. Dar când am plecat din 2 mai, am zis, bai, să trecem să vedem Venus și Jupiter în mai. Și au fost de groază. Deci puteai, fericit puteai să filmezi acolo întregi cadre dintr-un oraș părăsit sau chestii de... Ar fi tare să filmezi un film de groază cu o gașcă de adolescenți care se ducă ei în Venus. Și Venus, se duc, da, în Venus și, frate, nu e nimeni în Venus, că nu era nimeni. Eu cred că am fost vreodată în Venus. Și mai erau... Mai ieșeau din chestiile alea de termopan paznici, așa, care ieșeau oameni. Și ieșeau ca reclamă. Get up, boy! Get up! Bă, băiate! Era pa! Mă, să zic, porumfer! 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 Asta era să mă gândești! Porumfer! 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 Așa! Porumfer! 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 Bă, groaznic. Orumfer. Frate, groaznic. Mergeam cu mașina pe acolo și îmi imaginam numai filme cu zombi. Partea foarte drăguță este că poți pe la început de iunie, când mai și vin unii care au pachete dintre astea de vacanță, chiar poți să filmezi cu ei, să-i lași așa de figurație, fără machiaj, fără nimic. Toți au privirea asta când, dacă filmezi pe acolo, toți o să stea așa. Cât scurioși, da. Dar ce-o fi? Cam cât de mă poți spui că ai renunțat la viață când ți-ai pachet de vacanță? Când te duci în zona aia și ți-ai pachete, am luat un pachet de... Să iei bilete pe sindicat. Da, așa e. Biletele pe sindicat, aia e, da. E interesant acolo, chiar merge asta de filmat, să mă rog, film de groază. Și să ai un recepționer care, da, nu, îți dai seama la sfârșit că el era mort. Eu zic că dacă o lași pur și simplu așa cum e el, e film de groază, da, când te duci, am și o rezervare făcută. Aveți o rezervare făcută? Mamă, sunt bab. Dar nu o găsesc pe hârtie aici. Și scos un căie dintre la studențesc. Și după aia deschizul și ala, da, cam. Mucegai.
paturile alea cu așternuturile alea scând, parcă scând trage o foaie de lemn așa, o foaie de placaj. Ștampilate, știi că erau ștampilate, aveau ștampilate. Care ai văzut că tot timpul au dat și chestia și placajul ăla și are o gaură într-un capăt acolo. Au venit unul cu o unghie atât de mare că străpuns placajul ăla. Doamne, tragi chestia aia, parcă... E pas făcut cu o chestie de intraș. Ca la Remi. Când pui tablet. Da, da. Așa tragi. Așa nu te bagi în așteptul, tu te bagi în plic. Te bagi. Linci ceea ce a făcut. Hai, noapte bună. Excelent. Da, mă. Cineva o să facă milion de dolari din ideea asta. Cu plicul? Fac un plic, da, un așternut ăsta plic. Și mă bucur că nu suntem noi, că ne-a schimbat viețile. Bă, dă-mi și mie sticlaia de urmă, dacă nu mai dorești. Și nu mai am mai sta aici, da. Tu bei cu gura din aia sau îți pui ceva? Să-mi pun și vreau și un pahar, să-mi pun niște uiți. Nu mai e. Da, uite, mai e un pic aici. Mai avem de la Alex Mexican, de Aberfeldy. Bă, ești nebun, acum ia tu paharul ăsta, că aș vrea să-mi bea din ăsta. E mai aspru ăsta. O să beau din ceașca asta whisky, dacă e. Da, aveam o ceașcă aici, azi. To the left. Albert Jeffrey. Da. Ați făcut reclamă, a zis sau ce mai era de făcut? Bă, și finalul show-ului. Care e finalul? Finalul show-ului este o poveste frumoasă. Bă, hai să nu zice tu show. Ba da, păi, mă. Nu, mă. Păi da și așa, îți dai seama că e de seară. Cine crezi că mai vine? Că e deja sold out, adică mă... A, da, clar. La Cluj ai înseamnă? Da. În seara asta am show-ul da, acolo. Păi cum, că mai ai două la 99. Și finalul e foarte frumos, cu povestea cu când mi s-a umflat mâna și cum am căzut. Da, bă, show-ul este senzațional, deci... Da. Asta îmi place, că mi s-a distilat, eu prefer să zic că nu că mi s-a împuținat puricul, mi s-a distilat. S-a distilat, că da, nu mai... Da. Mai puțin, dar mai bun. Asta-i. Eu asta le-am și zis la câteva și le-am zis că eu în câțiva ani o să am doar doi oameni în sală. Dar eu o să fie Pleșu și Licean. Mamă, deci... Și partea nasoasă să fie... Da, partea nasoasă să fie că Pleșu nu o să vrea să plătească bilet. De ce? Da, o să zică că el o să... Că scrie de mine dilema veche și face imagine și o să plătească... Dar Licean nu are BMW, așa că mai dă-l și în pula mea. Bă, dar Patapievici, da? Unde stă? De ce? Sunt curios unde stă Patapievici, că Licean am fost vecin cu el. Vrei în Cotroceni. Vrei adresa exactă? Mă, nu, doar dacă stăm București. Sau dacă trăiește în altă țară. Mă, în orice caz, el în altă sferă. Deci nu știu dacă oriunde ar fi el în altă sferă, Patapievici. Mie îmi pare rău că a dispărut Patapievici. Mie îmi plăcea să mă uit la el. De ce? Că are o figură interesantă așa. N-ai văzut că arată ca un cocostâr cu papion. Da, da. A, era cu papion, da. Da, era tot timpul cu papion și avea fața aia de... Patapievici. Știi, știi cu cine seamănă? Cu vulturul ăla din... Știi vulturul ăla din... Oh, no, no, are fața aia de... Are nasul așa, da. Și mie îmi plăcea să mă uit la el. Bă, era un gibriș în română, Patapievici, așa mi se părea, la câte cuvinte știa, mie mi se părea un gibriș în română, făcut perfect. Făcut, ziceai, leit română, dar nu înțeleg nimic din ce a zis. Da, și Pleșu, tot la fel o ardea. Nu, no, mă, nu, e mai comercial Pleșu, până mi se pare mult mai comercial, iar Liceanu e underground tot. Liceanu e mai... Bă, deci casa lui Liceanu, foarte frumoasă din Cotroceni, foarte frumoasă. Deci mă uitam din chichineața mea care stătea să cadă și îl vedeam pe Liceanu cum iese și se duce cu BMW-ul ăla și eram, bă, ce faci cu casa aia mare, frateaș? Lasă-mă, băi, să stau cât pleci tu. Da. Bună, cât pleci tu. Băi, uite, ăsta ar fi un plan bun, așa, să... Lași oameni să stea la tine acasă. Airbnb, nu știu de unde mi-a nu mă, asta. Nu pe Airbnb, la modul vreau să stau o oră cât pleci tu și ai treabă, vreau deja să stau... Nu faci asta cu patru oameni? Nu, practic îi lași să stea la tine acasă? Adică ba da. Nu plătești tu pentru ei vai, și la tine acasă? Vai, puța moint, mă, da. Chiar aseară mi-a trimis Irina, eram aici în... Dar nu-s patru, stream. Deci eram aici pe canapea și mi-a trimis, uite ce am comandat. Oh. Și a luat o mașină de imprimat tricouri și o chestie că vrea să aș... Și vedeam exact. Nu-și dă nimeni seama ce vrea să facă el acum așa de imprimat tricouri. Dar nu, dar nu vreau să stric surpriza. Contabilitate. Vreau să stric surpriza. A luat o mașină de imprimat tricouri și face o fermă de struți. Da. Bă, și eram, mamă. Băi, frate, uite, vezi? Bravo, mă.
Ce, da, eram curios. Ce vezi, ce bravo. Nu, mai, dar eram, pur și simplu i-am scris, eram, a fost o concluzie, am nimic, două, am, o m-au trecut două stări, am zis, bă, și chestia asta este sigur, ne trebuia chestia asta. Nu vreau să zic că nu te susțin, adică la modul, bă, știu că nu o să faci nimic, dar eu te susțin dacă vrei, da, să faci, da, ceva. Și sigur ne trebuia chestia asta și a trimis poză cu un tricou pe care scria, sigur că da. Sigur că da. Exact. Ce întrebare e asta, Costel? Și cum mai Costel pune să poarte tricou ăla cu, da, ce întrebare e asta, Costel? Ce întrebare e asta, Costel? Bun, mi se pare bună ca, bun ca tricou. Oricum. Da, ce întrebare e asta, Costel? Fain, uite, fii atent, da, e bine. Bă, dar nu vi se pare așa că se mai întâmplă, nu știu, niște chestii de-astea se întâmplă la toată lumea? Nu e așa o chestie, de exemplu, azi, efectiv, mi-a zis Andreea... Că ar vrea o mașină de prima tricou. Nu, deci, bă, dar știi cum, și nu a văzut lui Sichela, de ce am pus alea în mașina de spăla vase și nu am dat drumul? Deci exact gluma lui mi s-a întâmplat așa, băi, ești dement, toate la fel? Da. Și ai pus niște paraziții și a fost ziua perfectă. Bă, dar exact așa. De ce? De ce am pus vasele, mai s-am spălat și nu am dat drumul? Da. De ce? Ce tare, bă, băiatul. Uite, vezi, eu de asta am o căsnicie fericită cu mine, dacă nu avem mașină de spălat vase. Și atunci acolo. Bă, eu aș face un documentar la cum pe bune. În ultima perioadă eu trăiesc, nu știu, poate când vorbesc numai cu Vio sau ceva de genul ăsta. Dar mi se pare că avem, ni se întâmplă. Stai să văd dacă are rost să mai zic. S-a oprit? Da, dar nu are niciun motiv. Mă întrebi? În fine. Gata, i-am dat. Deci eu auzind și că, că tu faci glume la stand-up, știi că noi mai dăm ușor câte o chestie dintre asta. Mai dăm că nu mă înțeleg cu nevastă mea, că mă cert, că trebuie neapărat să te cerci acolo unde, cum zice Viu, ai acolo foarte unde... Bună. Foarte bună aia. Care? Aia cu că ai relație adevărat sau nu știu, aia când se ceartă și se... Da. Foarte e veche. Bună. E veche, dar pe ideea asta... Tot bună e. Mulțumesc frumos. Da, mă, dar pe ideea asta tu propui opusul. Tu ai propus opusul la chestia asta și atunci chiar stârnește curiozitatea. Bă, voi chiar nu v-ați certat niciodată și plecând de la premiza asta să faci un documentar, un vlog cu voi doi cum nu vă certați în casă. Stai să am rupe sute de vizualizări. Da, frate, vlog pentru că nu vă certați. Noi nu ne certăm, sezonul 6. De Definition of Entertainment. O să fie sute de vizualizări de la noi. Deci care de eu aș porni așa. Tot nu s-a uitat nimeni la vlog. Eu aș porni așa, cu voi doi așa. Da. Deci ar fi un minut din asta un în care stați pe telefon. Pe telefon. După aia, cum nu vă certați? Este ideea. Unde mâncăm? Mâncăm acolo. A, chiar vreau. Da, și eu vreau acolo. Și eu vreau acolo. Mamă, ce tare, abia aștept să mergem. Da. A, ești gata, văd. Perfect, mergem. ia mănâncă asta de la mine să vezi. Ai bună. Cea mai bună chestie de pe pământ? Dăm să gust și de la tine. Poftim. Băi, dar să știi că asta am să o fac. Da, ar fi o treabă. Este super tare. Exact toate observațiile alea făcute. E ok? Da! Ah, ok! E ok? Da, exact la asta, da, exact mă, gândeam, la asta mă gândeam. Cât e ok. Dar să fiu eu care fac așa și să intre ea în cameră. Ce faci? Bine, hai că te las, vorbim după asta. Scuze-mă. Da, băi, scuze, te rog, lasă-mă un pic. Păi Costel, dacă nu mai lași 10 secunde, se ceartă. Ajunge să se ceartă. Chiar că eram deja în noi ne certăm. Bă, da, mă lași. Mă lasă. Și acolo sitcomul concurent. Și acolo se taie brusc când începe să... Da, exact. Suntem noi din nou fericiți. Și numai așa când m-a grimat. Măi, da. Bum. Da. Ca la cărbiori întâzie. Da, da. Băga. Bă, da, te-am rugat. Tu. Da, și după aia cadre. Da. Fain. Ar trebui să faceți serioasă. Nu, certe tu. De exemplu, eu azi m-a ținut să mă uit foarte mult din Vocea României, la Vocea României, pentru că urma să certe Tudor Chirilă cu Andra. Și Andra și cu cine țineai? E foarte greu. E foarte greu. Pentru că cu cine ții între Andra și Tudor Chirilă? La faza asta, am mers pe Tudor.
Oh my God, I feel dirty. Pentru că, dar știu că tot face, ce vorba, da, știu, tot face, el știi că asta face acolo și cumva trebuie să înțelegi că el asta face. E nesuferit. Și acum au luat-o ca victimă pe Irina Rimes, care este cea mai tare fată din lume. Și toți, poftim? Of, da, cred că în general nesuferit. Și era asta și eram foarte curios. Băi, a scos Irina Rimes piesă, cred că e dis pentru el, că se numește N-ai știut tu să da, fii am bărbat. Văzut, e posibil. Mm-hmm. Că spun că e oarecum făcătură, că n-a, trebuie să, nu știu, da, da, da. Și acum a fost, eram foarte curios, după pauză, era Andra care aproape plângea și Chirilă care e tot să nu o iei personal. Dar și a avut ziceam? Andra, a avut la battle-ul ei două fete care au cântat, bă, voce aveau, fără doar și poate. Bă, dar un exagerat de la cântau melodia Cry Baby. Bă, știi cum? Cry Baby, cry! Și era Tudor Chirlă, știi cum? Așa a fost dejenant, pentru că așa am avut și eu simțit când cântau fetele alea. Tudor Chirlă stă așa. Oh my God. Bă, ce avea o grimasă. Oh, nu pot să cred că se întâmplă asta. Și restul, toată lumea era, wow, e incredibil. Ce și era zis, i-a zis, bă, nu mi-a plăcut deloc. Mm-hmm. And I felt for him, că nici mie nu mi-a plăcut, mi s-a părut că au exagerat. Dar de ce a început Andra zis, să bine, plângă? Că i-a zis că asta, că i s-a părut nașpa, că Andra că toată lumea a fost, mamă ce mișto a fost, și el a zis că a fost atât de nașpa. De ce a luat așa personal Andra? Păi asta a întrebat și Tudor Chirilă. Mamă, deci câte da, puncte în comun ai cu Tudor Chirilă de acum? Eu? Da, pentru că ai întrebat același lucru pe care l-a întrebat-o. Păi dar nu e normal? Păi da, dar tocmai și el e normal, chestia. Asta vreau să spun. Deci amândoi a spus aceeași, și amândoi sunteți normali. Știi, eu nu făceam să plângă pe Andra, dar dacă da, începea să plângă, o întrebam de ce. Ce mi-e cel mai târșă, de asta întotdeauna mi-a fost târșă, că de fapt suntem toți ok ca oameni. Și da, cred clar, că Tudor Chirilă e un om ok, doar că în cadrul ăla el trebuie să fie nesuferit. Ești, era o vorbă mare, zicea, a zis cineva că ești personajul negativ în povestea cuiva. Da, da, știi, exact. Oricât de bun te crezi, exact, în povestea da, cuiva tot ești personajul negativ. Da. E foarte multă învățătură da, în această treabă. Că da, odată ce înțelegi această chestie, poți să te culci. Pe o ureche. Îmi place că ai și spus așa. Ok, simt că vine o concluzie. Când faci așa, se apropie o concluzie. Lucrez foarte mult la... V-am zis că mi-a trimis, am primit de la maică-mea o găină. Ok. Hai să plecăm de asta. The podcast. Ok, am primit o găină. Da, frate, am primit o găină. Mama a fost la Suceava și poveștile foarte drăguțe de acolo, de la Suceava, erau așa. Noi stăteam la oraș, în Bacău, și noi ne mai duceam la țară din când în când, plecam cu mașina plină, dar eu îi vedeam pe oamenii ăia săraci. Da. Deci mă duceam la Suceava și eram, mamă, cum poate să trăiască oamenii ăștia lângă animale, lângă balegă? Uite, dar ei aveau domenii, deci ei aveau casa care era, avea și etaj și avea o curte imensă cu graj cu, și mi se păreau oameni mult mai săraci. Și efectiv, eu așa o simțeam când mergeam eu cu maică-mea acolo, că au venit orășeni și de aia ne dau. Când noi trăim la oraș, ei simt umilința asta de, luați ofrande, da, luați ofrande da, ăstora de la oraș, noi de la țară, luați aici porcul ăsta și saci ăștia de cartofi, că nu ne trebuie. Asta, așa o da, vedeam, exact fix la treaba asta. Și a fost maică-mea de curând la Suceava, la neamurile de acolo. Și a luat și-a o plecat, găină. Nu a luat o găină, a luat o găină, a luat găini. Și avea, are două, dar stă într-un apartament cu trei camere singure și are două frigidere înalte de pentru găini, mâncare. Are două frigidere pline. Pentru ce? Nu știu, frate, pentru ca să ne dea nouă. Da. E obsesia asta, chiar e bună gluma aia lui Băra cu da, obsesia da, da, de a-ți da de mâncare. A scris Bonea un... ați văzut? Da, 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 da. A scris Bonea o glumă care mi-a plăcut, a fost... Mi-a plăcut enorm. Mm. Că dacă ai avea pe bunic ta la pit stop să schimbe repede cauciucurile. Da, hai să o citim, că e foarte bun. Te duci tu până povestesc eu asta. Da, așa zi. În fine, și mi-a dat maică-mea o găină și eu n-am mai... Deci am 36 de ani și e prima găină pe care o am să fac. Vie? Nu mă, nu. Ah. Și-a pierdut foarte da, cu povestea. Da, că e vie găina. Nu mă, nu e. E o poveste de MasterChef asta. De bucătărit. Ok. Și primește o găină. Balcon, tocmai bine, n-am jumulit-o, n-am. Dar era o găină era întreagă. Era nejumulită? Nu mă, era jumulită. Era jumulită. Dar era, deci, pur și simplu înghețată. Și era așa. Așa.
Și știi că se bagă chestii de genul ăsta, se bagă ghearele în cur și... În găină, da. Da, în cur, se bagă pe unde... Sau în cur? Nu, în mă, cur, prin, cur se bagă. Prin cur se bagă ghearele, ficăței, pipotele și inimile. Da, 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 da. Și se bagă acolo. Și am primit chestia... Nu știu chestia... de tăiat, se bagă ghearele în cur. Da, da, sună... De tăiat, da. Bă, frate... E, și când am, eu dacă n-am mai avut, trebuie să descriu și asta, că n-am mai avut de-a face, n-am mai mâncat carne, n-am mai gătit un pui întreg vreodată. Și am primit chestia aia, bă, am copii, primit de la bunica de la Bacău că e nebună. De la bunica de la Bacău că e nebună, uite ce ne-a dat. Ce-ți facem cu chestia asta? Oh my God. Și pe seama, m-am gândit, zic, hai frate, să, hai să vedem, hai să vedem ce trebuie făcut cu asta. Și sunat. Ce fac? E. Și nebunul, tot procesul. Ce fac? Bă, nebunul, ce fac? E, și îți dai seama, Irina nu s-a atins de puiul ăla, copiii nu au voie la foc. Da, cu cuțitele erau ok. Cu cuțitele... Da, frate, și a trebuit să gătesc găina aia. Deci a trebuit să gătesc o găină. Da. Deci era jumulită. Deci era jumulită, era înghețată, dar întreagă. Cu ghearele înăuntru n-am știut de ea. Și că de... sufleci doar ca să povestești, sufleci. Da, frate, nu, deci am făcut, fii atent, am făcut, am decis că fac o ciorbă rădăuțeană și... La București. Ciorbă de rădăuțeană de București și că fac niște pulpe și ăsta a fost... 6 ore am stat să gătesc găina. 6 ore am... A trebuit să muncesc la... Din punct și de vedere... Și când ți-ai dat seama care ghear în ea? La sfârșit. Pe bune? Da, pentru că la, mi-a zis o, să pun toată găina la fiert, într-o oală mare. Și am pus găina la fiert într-o oală mare, i-am tăiat pulpele și aripile ca să le fac la cuptor cu piure și restul de găină l-am lăsat pentru ciorba rădăuțeanu, care după aia când a început să fiarbă apa pe 4 ore de... Am crezut că e gata carnea, când am tăiat pe mijloc și am desfăcut ghear... Era efectiv, erau era niște și pipote și... Nu, capul nu era. Dar a fost... Du-te în pis, da măti mama. Dar să nu se uite la spectacol, la podcast. Nu, dar chiar a fost... Mulțumesc, mama, pentru găină și pentru toate sfaturile minunate pe care mi le dai. Hai să citesc asta, Lubone. Dacă mătușa făcea parte din stafful de pit stop al unei echipe de Formula 1, discuția de la box era cam așa. Am venit pentru 8 secunde. Aole, păi și nu mănânci nimic? Nu să fac repede ceva de mâncare. Bre, nu-i timp, trebuie să schimb ceva la mașină și fug să recuperez timp. Bine, haide. Hai să spun niște nuci. N-am nevoie. 2-3 nuci. A, și ia și niște gutui. Bre, mă grăbesc, uite pe Hamilton cum trece. Lasă-mă, mă-l prins tu. Uite și niște flori. E așa de bună, frate. Uite și niște flori din grădină să duci acasă. Compot, vrei? Nu. Bine, atunci ia 2 borcane. Mulțumesc. Da, e foarte bun. Sigur nu vrei să mănânci ceva? Nu, bre, am fugit. E foarte bun. N-a schimbat nimic la mașină. Foarte bun, da. Da. Ce tare. Da. Da. Bun. Foarte catenic. Am avut luni acum când am dus-o pe Eva la școală, e clasa 0 acum. Și a avut așa un moment de om, că am o acolo, am oprit în fața școlii și se uita așa și urăsc Lunea. Așa un sentiment de om mare așa. Bine, coi, bă, foarte. Da, da. Poți să iei premiul tău în clasa 0? Da, chiar, ce observație. Să doar primi 0, nu? Da, adică, da, da, da. Da, asta trebuie să fie. Da. O diplomă blank. Oh, bă, băiatule, Doamne, cum reușești să trăiești cu doi băieți cu să nu te înțeleg, bă, gamea și picioarele. Bă, da, bă, e chin. Bă, bă, e chin. Este, Doamne, am, exact așa sunt înăuntru, da, meu, da, așa da. Sunt. Doamne, cât de mișto să fii, tu o să ai tot băiat pișat. Da, mă, dar vrei să zic care e faza? Deci este, eu, Paul e sălbatic acum, este, da. Are, e într-o zonă de sălbăticie, strică, lovește, face ca să nu știu ce. Petru e spre semi, e bisexual așa, deci este foarte, pe bune, e bisexual momentan, pentru așa. Că e foarte, mamă, și când îmi explică, și îmi face, Petru? Da, îmi așa. Explic, tu nu ești prietenul meu. Uite ce îi se rătește capul la spate. Așa, frate. V-am zis faza aia, foarte drăguță, așa, foarte drăguță, când plec la, cum mă salută el, cum mă salută el. Când Petru, plec de acasă, așa. Când mai plec de acasă, vă pup, mă duc la spectacol și Petru zice, să mai treci pe la noi. Oh my God. Oh my God. Dar și este Paul, Paul e... Și Paul e sălbatic și Petru este așa între și Pia este, bă, nu plânge, n-are nicio treabă, este atât de bă, dați în jos diferența atât de mare între Edi și Eva. Bă, băiatule, deci pe mine cam de cum era Eva pe vreme. Bă, deci eu vine sunt tot, bă,
plângăcios și nesuferit și oh my god. Da, frate, da. Așa, este, așa e și Petru față de Paul. Paul l-am crescut foarte... Când cădea, mă uitam așa cu... Hai cu aia, ridic-te, sunt băpul ăla, că-ți arăt nicio emoție. Dar Petru cu a ieșit cu... Că a fost prematur și că l-am văzut cât un pui. Da, apropo, da. Că tot am vorbit de rădăuțele. Așa? Așa, când l-am văzut cât un pui, mi-am dat seama, fragil maxim, nu pot, știi cum, bă, și se împiedică și la fiecare împiedicătură am impresia că se sucește piciorul și rămân. Dar e foarte flexibil. Și se uită la mine și este, tate ce, te rog eu, nu. De ce? Da, foarte plângăcioș. Da. N-ai, frate, exact cum ai făcut tu gluma aia de mult, dacă mai ții tu minte, era copiii sunt loterie, nu știi ce primești. Tot timpul ai impresia, nu mai ții minte că aveai tu cu copii, e loterie. Nu știi niciodată. Băi. Nu știi niciodată ce primești. Da. Ca asta okay. Tot timpul te aștepți să fie ceva din tine și din... Da. Și deodată da, e altceva. Altceva. Da. Și ești frate, bă, știi momentele, nu știu, tu nu, poate nu. Că n-ai copii, nu știu. Dar momentele alea în care la un moment dat face copilul o prostie... Și te gândești că e clar că îi seamănă cu măsa și ce a făcut măsa, frate, în viața asta de copilul și nu-i cunoști partea aia nasoală da, și ești, frate, cred că e ceva de la ea, din cadrul familiei ei, cu ăsta un probleme, cu ăsta un probleme, bă, ce vrute zgâdă. Sunt niște căcaturi atât de tâmpite. Trebuie să faci copii și să te îmbeți. Asta da. Trebuie să faci. Trebuie să se mai râmpie de parcă urma să zic ceva. Și după aia vreau să a fost da. Să tac. Can't chiar tap, da. Bă, ce frumos a început și ce trist a da, s-a adus acum. Și că ca să vă zic, acum sunteți amândoi. Așa într-o... suntem. Da, da, m-am dus și eu cu asta cu hai frate, hai să vorbim despre. Pe bune, n-ai altă bucurie în viață? Eu? Da, decât copiii, nu ai altceva. Ce-ți face ție viața frumoasă? Bă, tu ai alergi acum, dai show. Da, frate, ce mă enervează, că pe bune că chiar da. Ești pe orașe, ai, 4 show-uri pe seară. Cum e senza? Cum este? Obosit. Al câtelea urci la show este... de seară, în show-ul ăla de 6 oameni? Un amator și 5 profesioniști. Ești în ultimii 3 sau ești la modul mai unde, comod? Unde te situezi? Nu ai în fiecare show, în fiecare seară, depinde cum te simți față de ceilalți. Bă, eu o să intru al treilea astăzi. N-ai asta? Nu. Nu? Deci cum intrați voi? Așa uniți sunteți, fută-vă în gură, că am o boală pe voi. Hipiuți, mă, fumează iarbă, da, îmbrăcați în cămăși colorate. Da, mă, colorate. Și se distrează asta, tu știi cât îi urăsc? Mult, îi urăsc la modul micuțu, așa. Da, da, da. No! Dar să se înțeleagă da, cu gluma. Da, adevăr, fiind mai mulți, acum a fost la Iași și la Brăila, a fost și Dan, și a fost foarte Caterin. Da, frate, da, pe bune. 7 oameni. 7 oameni, frate, și ce Caterin? Toți Caterin, adică nu e... Eu cu doi. Cu doi și cu doi și nu m-am distrat și mamă, numai boală ce am prins pe ăștia cum se distrează. Doar da. și Vio e finuț. Eu cred că distracția da, este... Da. Vio e finuț, a venit după Brăila și era așa... Ci cum a fost, mă? E finuț. Zi-mă cum a fost. Bă, da. Și pe aia vin alții de grupul ăla. Bă, cum a fost Cristia seară, că da. Bă, cât de bine ne-am distrat și așa. De ce n-ai zis, mă, Bulangiule? De ce n-ai zis că te-ai distrat? El la Brăila nu m-am distrat așa tare. La Iași a fost foarte mișto. Uite, pare. Vezi, niciodată nu ne spui chestiile astea. Penultimul intru. Are și un pic de... da. Frate, și fără ură pentru fratele nostru micuțu, care am făcut o glumă, care a făcut ăla cu Sector 7, ăsta, Cat Mobile, foarte, care e foarte da, mișto foarte, făcut și-l apreciem. Bun. Deci, pe bune, lăsând căcaturile la o parte, suntem no hate, just love. Și-a pierdut o fetiță virginitatea. Da. Că sunt într-un băț și-a pierdut virginitatea la căcatul ăla. Da, da. Da, de bă. Da, mă. It's all playing, man. Da, e ok, putem spune nu? Că da, este deci, o, tu o perioadă așa, bună. Simți că, simți că ai o aventură cu ei, cu, da, da. Simți că ai o aventură. Noi avem așa. Și o relație, da, 14 ani de când suntem împreună, normal că nu mai e chestia de la început cu glume. Eu cred că cu... distracție supra over evaluat este, da. Așa. Eu merg cu Victor Boranța și așa. Tu te simți bine cu Victor Boranța? Nu mă simt deloc bine cu Harș și cu Raul Gheba. Nu, mă simt extraordinar. Băga mea și pula, trebuie să mai beau un pic. Perfect.
Bă, că nu-mi place înțeleg deloc nici de haș să-mi fac pula. Fii atent ce nașpa a fost. Știi cum sunt cu Victor? Dacă ți-am spus noi după aia o chestie. Noi gândim la fel, mâncăm la fel. Da. Știi cum este perfect? Este absolut perfect. Frate, a fost o chestie în care când am plecat prima oară cu Harsh și cu Raul Gheba, a fost așa un moment stânjenitor de eu mie nu-mi plac oamenii ăștia. Și când m-am pus în mașină am avut eu n-am ce căuta cu oamenii ăștia, nu o să mă distrez deloc. Trăgând ușor de volan așa și de trăpaște. Valea Olpilea. Bă, dar după aia a fost fun, pentru că Raul chiar este un tip atât de mișto și tânăr și pus pe distracție și așa, e foarte unifică așa, că m-au unit pe mine și pe Haș, pe așa, că nu prea am avut subiecte comune, el are 22, puteam să fiu taxul și 36 dacă mă chinuiam pe bune, 14 ani, nu trebuia să mă chinui, dar puteam să fiu taxul și am mai chestii dintre alea, de măi, pune-te serios pe stand-up, pune-te cu vârta pe glume, pe glume, că nu se poate așa, măi, și nu mai vorbi urât, bine chestia asta, mi se pare că vorbește urât, în fine, dar ne-au unit. A avut Raul niște idei foarte drăguțe, ne-am distrat ăla și chiar am început să vorbesc și eu și cu el și așa și ne-am deschis. Și la un moment dat eram toți trei într-o chestie și râdeam atât de tare, era discuția aia făcut la un nivel sonor foarte sus. Bă, mă duc să mă piș și a plecat la Raul să se pișe și am rămas cu Haș într-o liniște stânjenitoare deodată de n-am, ăsta nu s-a mai putut uita în ochii mei, s-au mutat așa. Aoleu. Bă, frate, și mi-am dat seama. Bă, frate, n-am nici... Da. 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 Mm-hmm. Ce tare fi să te în podcast aici. Da. 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 Păi, da. 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 Ok. Da, da. Pop, pop.